Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta. Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, cel mai cald a fost în Niger, plus 47,5 grade și cel mai rece în Antarctica, minus 70,2 grade. În următoarele minute aflăm ultimele noutăți despre sonda chineză care a aselenizat pe partea ascunsă a lunii, despre fenomenele meteo extreme din România și din alte țări europene. Iar la rubrica săptămânală cu păsările din România vorbim astăzi despre pițigoiul albastru. Din cauza ploilor abundente, circulația pe o porțiune a căii ferate dintre Brașov și Sighișoara a fost oprită aseară din cauza aluviunilor care au acoperit terasamentul. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. În plus, meteorologia anunță și grindină. Așadar, în această noapte va ploua în nord și în est, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil spre senin. Temperaturile minime vor porni de la 90 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se vor opri la 20 de grade în zona litoralului. Și mâine vremea va fi călduroasă, mai ales în zona de câmpie. Așadar, atmosfera se anunță însorită, însă după amiaza și seara din nou, în cea mai mare parte a zonei montane, în zonele joase, din vest, din nord și din centru, vor fi ploi zgomotoase de vară ce vor lăsa pe alocuri cantități importante de apă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Muntenia, în Dobrogea continentală și în sudul Moldovei. În București urmează o noapte liniștită cu un cer variabil spre senin, iar spre dimineață în termometre vom avea 17 grade în centrul capitalei și 14 grade în zona preoreșănească. Mâine soare, vreme călduroasă, 33 de grade, presiunea atmosferică are o valoare cam mică, 751 mm coloană de mercur, dar va fi în creștere. Poi mâine, din nou vreme frumoasă și caldă, până după amiaza când apar ploi de scurtă durată. La munte, mâine, vreme caldă, dar în general instabilă, se vor strânge cantități mai importante de apă, cea mai mică valoare va fi în Ceahlău, 14 grade. În țările sud-vestice, vremea va fi în continuare frumoasă și caldă pentru această dată. Meteorologia anunță până la 34 de grade în Madrid. În schimb, în țările vestice și în cele nord-vestice vor fi ploi, posibil însoțite de tunete și fulgere. În țările sudice și în cele sud-estice, ziua de mâine aduce în mare o atmosferă însorită, însă după amiaza vor fi ploi zgomotoase de vară. În continuare, caniculă în Atena, 36 de grade. Va ploua mâine și prin țările centrale, mai exact prin Germania, prin Suedia, prin Norvegia. Iese și soarele, mai ales în Helsinki, unde vor fi 26 de grade. Ca de obicei, la rubrica No Comment, vă prezentăm evenimente și întâmplări inedite și ieșite din comun. Astăzi